Câțiva dintre liderii și membrii galeriei Astra Giurgiu au fost joi seară în platoul emisiunii E timpul să vorbim. Aceștia au vorbit și cu telespectatorii și au invitat mai multă lume să vină la stadion să încurajeze echipa orașului. Aceștia au mărturisit că pregătesc un meci de fotbal cu niște suporteri irlandezi ai scoțienilor de la Celtic Glasgow, cu care s-au cunoscut la meciul Astra Celtic din Europa League. Da, un amical între suporterii Astra Giurgiu și suporterii echipei Celtic. Un grup de irlandezi vin pe data de 12 iunie la Giurgiu, o să fie un meci. Ei costumați, îmbrăcați în echipamentul lui Celtic, noi echipați cu echipamentul Astrai. Cele două galerii au făcut schimb de fulare, iar la un meci din campionatul Scoției, un fular giurgiuvean al Astrei a fluturat pe Celtic Park. Când și cum va veni? Imediat după meciul Astra Celtic, ne-am prietenit cu ei, am rămas în oraș, am băut câteva beri și acolo am vorbit lucrurile astea, am păstrat legătura pe Facebook, vorbim cu ei, comunicăm. La ultimul meci ei au avut un fular al nostru, am făcut schimb de fulare și fularul nostru a ajuns pe Celtic Park. Și ei și-au făcut poze. S-au împrietenit la o bere servită după și înainte de meciul Astra Celtic, iar acum păstrează intens legătura. La meciul programat în vară, fanii îi vor pe Budescu și ceilalți în peluze. La acel meci în care veți juca cu suporterii lui Celtic, cine ați dori să vă susțină așa mult? Dacă voi nu veți fi... Jucătorii echipei. Sperăm să ne facă galerie. Ca să fie siguri că vor veni, giurgiuvenii le-au lansat o invitație irlandezilor prin cea mai invocată fană a lor. Dear friends, we waiting you on the 12th June here on Giurgiu to play a soccer what will stay in our memory in our soul. Marele meci dintre galerii este programat în data de 12 iunie.